Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Telegraf Microfon Online. Suntem tema pentru acasă, clasa a șasea. Și vreme te ai spus, face Irina, pe Irina și Stefania, vedu la Irina, geometrie. Hai să triunghiul ABC scrisos CR. Ipoteza. Triunghiul ABC isos CR. Ce spune asta? Că am pronunțat triunghiul isos CR. Care are două laturi congruente. Și unghiuri la bază? Unghiuri de la bază congruente. Așa. Asta, deci când ai cuvântul ăla de pronunțat isos CR, nu ne-a dat oare minte chestia asta. De bază BC. De bază BC. Deci, în paranteză înseamnă AB egal cu AC. Asta înseamnă de bază. Adică vârful este sus și laturile egale sunt AB și... Dar BC era în paranteză pătrată. Așa. Asta înseamnă baza, baza BC. Adică segmentul BC. Asta înseamnă. Construim simetricul lui B față de AC, pe care îl notăm cu E. Deci, simetricul lui B. B. Simetricul lui B față de AC. De AC. Așa. Ce este în mintea noastră? Și începe figura să o facem. O să-i prind isos CR, da? Ca să înțelegem ce anume ne oferă la motor. Deci un prind isos CR. În care AB este cât AC. Deci A, B, C. A, B, C, triunghi AB, C. Așa. În care AB este cât AC. Baza este BC. Unghiurile de ce sunt egale. Și acum, simetricul lui B față de AC, față de dreapta AC, ar trebui să înțeleg ce înseamnă simetricul unui punct față de o dreaptă. Dacă am un punct aici, simetricul său față de dreapta D, simetricul lui M față de dreapta D, este un punct situat în partea cealaltă, deci perpendicular. Și mai prelungim încă pe dreapta, da? Și ăsta este simetricul, adică este exact la distanța aceeași față de dreapta D. Dacă mă dăm cu O punctul care e ca perpendiculară, atunci M, O este cât O, M prim. Sau O, să mă dăm cu M prim. Deci ăsta este simetricul lui M față de dreapta D. Este un punct situat pe partea cealaltă, la distanța M-O, să fie egal cu O, M-O. Da? Și mă neapărat M-O, perpendicular pe dreapta D. Deci M-O să fie perpendicular pe dreapta D, seama e unui din ordinea. Ce ar însemna simetricul B față de AC? Simetricul B față de AC ar însemna așa, am dreapta AC. Asta. Punctul B. Ducem o perpendiculară din B. Deci din punctul B ducem perpendiculară. Pe AC. Și pică într-un punct aici, să zicem noi. Punctul... Nu, el e simetric. Un punct... mă, să zice, unde pica? Prin piciorul perpendiculare. Adică aici nu înțepat dreapta AC. Ce fac acum? Mai merg ca pe atâta. Pe aceeași, nu dreapta. Mai merg ca pe atâta. Și văd cât e de mare ea. Iată, e de 16 și merg încă o dată aici. Tot de 16. Așa, dar cam pe aici este simetricul lui. Simetricul lui B față de dreapta AC este punctul E. Da? Adică asta așa, decât asta de aici. Asta înseamnă. Și că aici a picat perpendicular. Asta e important.
Vedeți? Pe simetricul lui Bayer față de AC, dacă nu știi, nu știi ce înseamnă, nu pot contura figura. Da. Da? Mai departe, ce mai spune? Știind că M este mijlocul laturii AC. Deci M, deci nu am notat cu M, aici să notăm cu F, un aplicat aici, da? Și M în mijlocul lui AC. Deci, luăm, vedem din mare AC, o dăm în două și notăm cu M în mijlocul lui AC. Așa. M în mijlocul lui AC. Da? Deci, M în mijlocul lui AC. Bun. Și am notat cu cine și mai înainte? Yeah. Cu E, da? F, pardon, F. Corect, corect. Ce trebuie să arăt? Și AC este intersectat cu BE egal cu M. AC se intersectează cu BE. Deci perpendiculară asta care duc să fie chiar la mijloc. Intersectat e așa, nu? Da. Deci AC. Deci AC intersectează cu E egal cu BE. Și se arate că A, E este cât B, cât B, nu? Da. Și că trunchiul ce este, A, E, ce este social. Deci, vezi, autorul ne spune că perpendiculara asta e pe mijlocul lui AC. Îi trece pe exact pe mijlocul AC. Deci, prin M. Asta înseamnă că în condițiile astea noi nu avem fără efect blanc. Și ca să fie corectă, ar fi trebuit să eu n-am citit problema până la cap. Deci în condițiile astea acum nu e corect de făcută problema. Dar nu, nici nu pot forța așa să mă duc BM, că atunci n-ar mai fi perpendicular. N-ar mai avea simetric. Chestiunea asta mă face pe mine să înțeleg că perpendicularea care o duc trebuie să fie chiar din mijlocul lui AC. Adică trebuie să iau la bun început un triunghi echilateral. Să spun de ce. El spune că e isoscel așa, când mă uit la el, adică asta e cât asta. Dar faptul că zice simetricul lui B față de AC, la punctul E, eu sunt obligat să mă duc perpendicular. Și de acolo devine înțeapă și mă duc încă avea tipatice, da? Și mai departe spune așa, fie M, mijlocul lui AC, nu? Da. Și atunci zice, BE intersectează AC, BE intersectează AC, în punctul M, chiar prin M să treacă perpendicular asta. Și când trece prin mijloc, deci dacă am un segment și duc perpendiculară, cum sunt nevoie din B și chiar prin mijloc, asta se cheamă că e mediatoare. Adică așa, triunghiul ăsta este isoscel cu vârful în B. Adică B ce trebuie să fie cât până la ce ascunde autorul chestia asta. BC trebuie să fie egal cu BA. Și cum A, B era cu AC, eu trag de aici concluzia că triunghiul trebuie să fie echilateral. Da. Dar n-am știut, n-am citit problema în totalitate, de aceea o refac. O refac. Și o să construiesc un triunghi echilateral. Ca asta vă spun eu. Ca să fie o figură corect făcută, vine. De aceea, uneori, trebuie să fac așa, să citesc bine problema toată și pe urmă să văd ce vrea autorul ca să fac construcția deodată, respectând toate rigorile pe care le anunță acolo. Așa că, din ce am înțeles, din toată povestea, trebuie să facem un triunghi echilateral. Apropo, ce înseamnă un triunghi echilateral? Cu un unghi mai mic. Echilateral. Egale. Toate egale. Toate egale tale, toate laturile tale. Și unghiul lui toate de câte grade? De 60 de grade. Pentru că un singur unghi, suma unghiilor cât fac în total? 180. Într-o triunghi, dacă sunt toate egale, 180 împărțit la 3, sunt de 60 de grade.
Deci o să desenez mai întâi una de la, hai să zic, de 20. Da, de 20. Deci, și acum, ca să desenez un trunchi echilateral, cel mai deștept lucru este să fac așa. Să iau un compas în schizătura exact a latura și astea. Uite așa. Și acordăm într-o parte, după cealaltă parte și avem un punct în care se... Să te restarce. Da. Deci arcul ăsta a trasat. Și mă uită cu aceeași schizătură în punctul cealaltă. Și îmi desenez un alt arc aici. Și locul unde se întâlnesc cele două arce, locul unde se întâlnesc cele două arce, aici am spus noi că este BC, ți-am amintești, da? BC. Și aici este punctul A. Și dacă am făcut corect, când reunesc pe A cu B și A cu C, triunghiul care a luat naștere este cu toate laturile egale de 20. N-am decât să măsor. Da? Dacă măsor așa, voi obține 20-20 peste tot. Da? Este corect. Tu cum să faci tu, când nu ai cum asta? Da. Cum faci tu? Asta de 6, toate de 6. Da, dar nu te poți spune că te duci toate de 6. Dacă nu e deschizătura corectă, asta ți este de 6, o duci, o poți duci. Da. Dar măsoară nu e de 60 de grade, dacă vrei. Altfel nu ți iese. Dacă ai dat compas și vreau să ai toate instrumentele la tine, deci faci un moment de 60 de grade acolo, 60 de grade și duci o dreaptă. Așa, nu? Și unește cele două, vârful și cu... Așa, și ai vântul să la fel faci și partea cealaltă. Totul e 60 de grade și unde se întâlnesc ele, e exact vârful. Da? Deci acela este triunghiul, să spunem, echilateral. A, B, C. Deci lateral, toate laturile sunt egale. Dacă l-ai fi făcut așa, luai mijlocul lui B, C, îl duceai perpendicular și pe urmă fixai de pe perpendicular un punct, așa că de la B până acolo să fie de cât e B, C. Da? Exact e B, C. Și în felul ăsta aveai să construiești corect triunghiul echilateral. Haideți să ne întoarcem la problema asta. DSD triunghiul pentru început isoscel cu vârful pe A, în care avem AB egal cu AC, da? Deci știu că asta e cât asta. Isoscel. Acum, spune, ducem simetricului B față de AC. Deci trebuie să ducem B perpendicular. Și fiindcă l-am gândit o dinainte, perpendicular adică chiar în mijloc. Deci, unesc, înveți când e de mare AC-ul, vedem, dă-i mijlocul, așa, și unim de B cu punctul acela. Ăsta e și punctul M mai târziu, în problemă. Și mergem B, sigur va fi de 90 de grade aici. Sigur va fi de 90 de grade. Și încă o dată, că era ca lungime, și o dăm cu F, punctul acesta. B, M este cât M, E, ca mărime. B, M, cât M, E. Și aici este simetricului B față de AC. Simetricului B față de AC. Este un punct. Da? Simetricului B față de AC. Este un punct E. Aici avem pe B, M, cât M, E. Și mai spunem mai departe că notăm cu M mijlocul AC. Așa zice acolo, M mijlocul AC. Și AC intersectează, iar AC intersectează cu B, E. Da, AC intersectează cu B, E, AC-ul cu B, E, chiar în unul.
Adică trece prin mână, poate cuvinte, da? În clipa asta. Să se arate că amic, prima întrebare, deci mână, să scriem în ipoteză, că mână în mijloc. Mână, mijloc, mijloc. Lui A, C, echivalent, va spune că A, M, este cât M, cât, nu? Așa. Îmi zice, A, M, egal cu M, cât. Și că E, M, A, M, cât M, C, B, M, egal cu... Mai avem că B, M, este cât M, M, e, B, M, asta din simetric, nu? Aici B, M, e ca cu M, E. Și că B, B e perpendicular, B, E, e perpendicular de AC. Asta înseamnă simetricul lui B față de AC. Și acum, cam astea sunt informațiile. În concluzie, prima chestiune, prima întrebare este să arătăm că E este cât B, C. A, E, egal cu B, C. Sau dacă punem segmente, zicem segmentul aia e congruent, nu? Vă spunem așa, egal cu B, C, sau zicem aia e segmentul aia e congruent cu segmentul B, C. A, A, E, uite așa, A, E, este cât B, C. A, E, este cât asta. Prima întrebare. A, E cu... A, E să fie egal cu B, C. Ca mărime. Nu sunt opuse la vârf. Cine să fie opuse segmentele? Să sunt opuse la vârf. Bine, mi-a spus. Unghiul opuse la vârf. Unghiul. Dar deocamdată... Visează. Pe BC să-l prindem într-un triunghi. Pe A e într-un alt triunghi. Cele două triunghiuri să fie congruente. Și să le comparăm. Și iată, BC în ce triunghi îl vezi tu? Un triunghi favorabil, ca îți place ție. În MBC. În MBC, da? Intră în BC. Da. Și celălalt, cealaltă gradul A e mâna e. Cele două triunghiuri, după, zic eu, spre comparare, da? Începem să le cercetăm. Ce au cele două triunghiuri? Unghiul comun. Care e unghiul comun? Nu-i bine spus unghiul comun. Atunci. Ce, ce vrei să spui? Un... Mă e un comun. Vârf comun vrei să spui? Vârf comun. Altceva. Un vârf comun, de altceva există în toată teoria că dacă două triunghiuri au un vârf comun, au ceva de comentat. Totuși, cele două triunghiuri au triunghiul ăsta B, M, C și A, M, E. Cele două triunghiuri au B, M, congruent cu M, E. De unde știi că B, M, C, M, E? De nipotetă. Asta e. Deci asta e ca asta. În urmă, ce mai au cele două triunghiuri? Mă că am congruent cu mă că. Am cu? Mă că. Cu mă că. Am mă că. Nu spune nimic din ipoteză. Noi ne bazăm la ipoteză. Am este o latură a triunghiului B, M, C, despre care vorbim. Acum ne fugim în celălalt triunghi și căutăm o latură de acolo, din celălalt triunghi. Păi A, M. Am B, M, cu ce? Am cu M, C. Am pus-o. Am cu M, C, că s-a zis că mă-i mijloc. Da. Acum, ce mai au? Cele două triunghi. Ce mai am? Păi, mi-e la ipoteză, nu? Nu pot să, mecanic nu pot să spui așa. Fiul la el, nu ca figură. Ipoteza. A, M, egal cu M, C.
Am, am cu mă că, cu puncta. B, M, cu M, E. Asta e altceva. Asta am zis-o primă. Nu ai zis, ai zis mai am cu M, C, tot ai insistat aici. Nu, am zis prima oară B, M, cu M, E și după am zis... Bun, n-am auzit eu și ce detalii. Este registrat de film, se vezi cu ei. Da, 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 din simetrie, se vede B, M, cât M, E, da? Asta A, M, cât M, C, așa. Și acum avem nevoie mare de unghiul de treiere. Adică de unghiul de treiere, laturile de aici și unghiul de laturile celălalt. Adică ce e unul? Nu, poți citește de treiere. B, M, C și A, M, E. Oare B, M, C și A, M, E să fie congruente? Din ce motiv? De unde știi că sunt congruente? Cine spune ție asta? Păi de ce am demonstrat? N-am demonstrat nimic. Noi avem spre comparare. Aveți spre comparare cel două trebuie. Și vreți să ne situăm într-un din cazul de congruențe. Cine mai întrebe ceva? Cine mai întrebe obligatoriu, spuneam? Un unghi. Care unghi? Obligatoriu unghi? Ca să fie unghiul trebuie să mă duc în ce caz de comprință? L-U-L. L-U-L? Deci vezi, noi fugim cu mintea tot timpul la un caz de comprință. Și vrem să avem elementele necesare. L-U-L sau U-L-U sau L-L-L. Da. În cazul nostru ne concentrăm pe U-L. L-U-L. Da? Latul lui latul. Cine îmi spune mie că B, M, C este cât A, M, E? De ce nu trebuie să fie cât am? Și întrebă de asta. Îmi trebuie, dar și argumente am să spun să le iau, să iau cele două unghiuri. Ăstea trebuie să fie congruente, neapărat. Dar de unde? Cine îmi să-mi spune asta? Păi la simetrie, cum am zis? Deci, perpendiculară. Deci cât are unghiul ăsta? 90 de grade. Și toate au 90 de grade. Deci și ăsta, tot 90 de grade. Și sunt egale. Și sunt egale, fiind din 90 de grade. Dar mai mult, ele sunt opuse la vârf. Da. Sunt, chiar dacă ar fi din 90 de grade, ele sunt comprinde pe argumentul ăsta, că sunt unii opuse la vârf. Deci dacă am două trepte și am tăiat așa, am dus așa, unii ăsta e diferit asta, că sunt unii opuse la vârf. Că s-au trebuit prelucit. Da. Deci, vezi? Am simțit că ne vom opri cele două triunghiuri. Pentru că BC intră în B, mâncă. A, E intră în A, mă, E. Și atunci, cele două triunghiuri intră în centrul atenției noastre. Ele sunt cele de care avem nevoie. Și sperăm ca să ne putem plasa în caz de congruență pe baza ipotezei. Și să spune că triunghiurile sunt congruente și dacă sunt congruente, atunci cum BC intră într-un triunghi, A intră într-un triunghi, ce ar dat aia? Că asta e cât asta, asta e cât asta, nu e cât asta, aia să fie poate. Da? Și atunci lucrurile sunt clare. De ce? Începem, demonstrație. Vă prești. Deci fie triunghiurile, fie triunghiurile, da. Fie triunghiurile B, M, C. B, M, C și triunghiul. A, M, E. A, M, E. Despre cele două triunghiuri spunem ca. B, M, congruent cu M, E. B, M, congruent cu M, E. De unde? Din ipoteză. Din ipoteză. Dar să băgăm unghiul la mijloc, să apară latură, unghi latură. Unghiul B, M, H. Unghiul B, M, H. Congruent cu unghiul A, M, E. A, M, E. De 90 de grade. Mă lătesc de 90 de grade, dar și pentru un argument opus la vârf, unghiul opus la vârf. Putem spune și acest argument. Unghiul opuse
la vârf. Da. Și am complet cu mătru. Am complet cu mătru. Se unde? Se unde? Așa, complet cu mătru. Mini-proteză. Și atunci conform, că aici tot e conform. Care caz de congruență? Lul. Așa, pentru lul rezultă pe toate. Celelalte. Nu, rezultă că lucrurile pe toate discuții sunt congruente. Adică lângă acestea. Care este congruență? Lul. Este congruență de unghiul amului. Amului. E congruență. Și din cauza că sunt congruente, rezultă că și celelalte. Adică BC este așa, BC va complementa cu aer. Aer, tocmai ceea ce credea de măsurat. Da, subliniem că asta era lucrul esențial. Și pentru motivul ăsta de mobilat trebuituri, asta ne-a cerut la punctul aer să fie cât BC. Și noi mai adăugăm ca și alte lucruri congruente, două câte două, adică ce unghi? Unghiul M, A, E, congruent. M, A, E. E. Ai unghiul de aici, da? Da. M, A, E. M, A, E. Congruent cu care unghi? M, A, E se uită spre M, E. M, E este cât B, M. Și dintre unghiul ăsta se uită ce? Atunci, M, C, B. Așa, congruent cu M, C, B. M, C, B. Deci mă e cu mă că vă. Și în sfârșit al treilea mâini? Mă bă că. Mă bă că. Complet cu mă e a. Cu mă e a. Cu mă mă e a. Mă bă că. Deci noi puteam să ne oprim numai aici. Da? Atât în interesant. Dar am făcut mai mult pentru că din congruență și celelalte elemente, trei sunt congruente, două câte două, și am spus care cu care, da? Și am făcut lucruri mai interesante, mai mult decât în începutul B. La punctul B, ce spune în problemă? Are și punctul B, care zice așa, să se demonstreze că triunghiul AEC este isoscel. AEC, AEC, așa. Triunghiul A e C, triunghiul A e C, isoscel. Asta e următoarea întrebare. Cât ar fi un triunghi isoscel? Când are două laturi congruente și unghiurile de la bază. Deci ori arătăm că unghiul la bază congruente și atunci isoscel, ori arătăm că laturile A ia, e aici și spărere, da? Da. A, e să fie cât e că... E, pentru asta, A, E intră în ce triunghi? A, E. În A, că E. În A, ce e, de acord. Și ce e, intră ce e. Dar bine ar fi pe A, E să-l primești într-un alt triunghi, ce e în alt triunghi, și triunghi să arătăm discongruie de cele două. A, M, E. A, M, E, un triunghi. Și M, E, C. Și M, E, C. Ne-am cu aceasta. Că în triunghiul A, M, E, intră A, E. În triunghiul E, M, C, intră cine e, ce. Și dacă visăm acum, dacă din niște motive clare, am dovedit noi că triunghiurile sunt congruente, atunci treaba ar fi rezolvată. Ce părere ai? Dacă le luăm spre comparare pe triunghiurile astea A, M, E și E, M, C, avem șanse să spunem că sunt congruente? Da. Adică ce au ele? A, M, din triunghi. M, C. Perfect. A, M, C, M, C. Au unghiul vârful M. Nu poți să spui vârful. A, M, E. A, M, E. Unghiul A, M, E. Și că chiar știm că de 90 de grade, am E cu E, mă sunt de 90 de grade și iarăși congruente. Și mai trebuie acum neapărat... Mă E latură comună. Mă E latură comună și gata. Da?
Deci merg acum. Deci noi am făcut mental plan. Ne-am făcut plan. De loc pe loc, dacă avem șansă să se compară, ne trebuie asta. Că mâine ai ei într-un triunghi, e gen celălaltului și cum facem să arătăm că sunt complete. Deci acum zicem fie triunghiurile pentru punctul T, fie triunghiul F, care triunghiul? A, M, E, și triunghiul. M, E, C. M, E, C. Despre cele două triunghiuri putem spune că A, M, congruent cu M. Corect. Am congruentul, am congruentul MC, așa, am cu MC. Unghiul AM e congruent cu EMC. Deci unghiul AM e congruent cu unghiul EMC. Da. Și M e latură comună. Și M e latură. Latură comună. Aici spunem 90 grade, da? Din 90 grade din ipoteză chestia asta. Și asta tot din ipoteză. Iar că asta e latură comună, tot omul vede. Da. Așa. Și acum să vedem în cazul de congruență care? L-ul. L-ul. Și ne putem permite despre cele două triunghiuri să spunem fără comentarii că sunt congruente și triunghiul AM e. Triunghiul M, E, C. Și fiind congruente triunghiurile rezultă că toate elementele sunt congruente două câte două, adică și celelalte trei. Ce anume, adică? Adică A e congruent cu... Sigur, A e congruent cu... cu cine cu... C e. C e. A e congruent cu C e. Sublinie. Asta trebuia să vă avem mai atât, dar noi am mai, de mai multe lucruri. Unghiul M, A, E. Unghiul M, A, E congruent cu unghiul din celălalt care? A, E, C, M. A, E. Nu, E, C, M. E, C, M. Așa, da. E, C, M. Congruent cu E. Mă. Din motiv că am două unghiuri suite spre mâine care e comună, nu? Și, de asemenea, mai avem că unghiul al treilea. Unghiul A, E, M. Unghiul A, E, M. A, E, M. Congruent cu M, E, C. Cu M, E, C. Despre faptul că unghiul de aici, cât ăsta de aici, mă așteptam să se întâmple asta. Știi de ce mă așteptam? Că triunghiul fiind disorcer și unghiul la bază sunt concrete. Deci era de așteptat. Dar iată că am avut și informația asta, am pus unghiul de aici, cât asta din partea asta. Ce este asta care împarte unghiul în două unghiuri concrete? Cum se numește? Semidreapta care pleacă din cerul și împarte unghiul tot în două unghiuri concrete. Se numea într-un fel. Mi se pare. Deci iată că el mâine mi se pare unghiul la el. Deci ei bisectoare foarte tare. Adică, într-un triunghi social, bisectoarea asta pică și perpendicular. E și înălțime. Da? Într-un triunghi social. Mediană și mediatoare. Mediană cum este văzut cu mijlocul. Mediatoare că pică perpendiculară pe mijloc. Deci, într-un triunghi social, din vârful la celălalt în dreapta, toate cele patru gândii se suprapun. Una din ele, dacă te referi, și înălțime și bisectoarea, înălțim median și mediatoare. Haideți să mai recapitulăm încă o dată. Ce a părut aici interesant? Mai întâi a trebuit să înțelegem bine problema. Să nu te apuci vreodată să faci o problemă fără să o înțelegi. Este o mare greșeală, orice problemă de matematică. Indiferent, e geometrie, algebră, dacă te apuci să lucrezi fără să înțelegi, sigur nu faci nimic și n-ai nicio șansă. Ai văzut ce ați zis? Isoscel. Imediat. În minte, două valuri egale și unghiuri la bază egale. A zis, simetricul. Aici a fost problemă. Știi ce înseamnă? Și prietenilor noștri, să le spunem așa,
să urmărească lecția asta, că este extraordinar de interesantă și mai ales modul în care intrăm noi în problemă. Majoritatea copiilor la geometrie au dificultăți pentru că nu înțeleg niște informații și dacă din ipoteză sunt informații și nu înțelegi. Iată, simetricul în cum funcționează de dreapta. Ei nu știau ce înseamnă simetricul. Nenți știu de asta, dar n-ai cum să faci. De ce faci? Pleci de acolo, te duci perpendicular, până încontrolești pe drept, pe drumul cel mai scurt, poate vei, da? Încontrolești și după mai mergi de acolo înainte, exact cât îi se mai așa, asta e simetricul. Aceeași lungime. De simetricul IP față de AC, ducem perpendicular și mergem ca pe atât. Noi ne știind că mai departe autorul spune fie M în mijlocul și că acolo trebuie să treacă, am refăcut figura. Pentru că dacă trece perpendicular acolo în mijloc, înseamnă că de fapt triunghiul este isoscel și cu vârful în A, în B. Adică B are cât BC. A fost dat că A, B este cât AC, dar noi am tras concluzia, după ce am mai spus eu, că B are și cât BC. Și atunci iată că toate sunt egale între ele. De ce am făcut figură și am zis, opa, el vrea să spună că e un triunghi echilateral. Nu ne-a spus șmecherul la bun început. Putea să fie drăguț să spun triunghi este echilateral, duce în simetrie, că noi știam că prin mijloc se duce, era o altă problemă, dar era aceeași cu dintr-un alt punct de vedere. După care am înțeles exact figura și mi s-a cerut. S-a arătat că triunghiul respectiv AE este de BC și că triunghiul AEC este isoscel. Două întrebări. Care mi-a întrebat, arată că AE este de BC? Repede am zis, mai ce bine ar fi ca pe aia să prindă într-un triunghi, pe BC în alt triunghi și să am șanse ca acele două triunghiuri, când mă luați pe comparare, să mă pot duce într-un caz de congruență din cele trei, nu? Într-un de congruență, că atunci treaba să fie foarte bună. Dar nu mă apucă de fi două triunghiuri acolo, nu le știu, dau drumul nou. Iar pe acele în care să fie de folos, și sigur, A, M, C este. Putea să fie și A, B, E. Da. Putea să fie și A, B, E. Cu B, E, C. Dar n-aș fi avut așa șanse foarte mari. Foarte mari dacă o însă eu am văzut că A, M, E și cu B, M, C este foarte important să mă opresc aici. Pentru că au pe A, M, C, M, C. Au pe pâmă cât mă e din ideea de simetrie. Unii de astea sunt opus la și toate lucrurile sunt foarte clare. Și atunci trebuie să componente și trebuie și foarte bine. Și mai știu și mai multe informații. Și celălalt lucru, toate elemente sunt componente două pe două. Când arătăm că triunghiul A, E, C este isoscel, A, E, C este isoscel, ca să fie isoscel, ori că două laturi sunt egale, ori că unghiurile la bază sunt egale. Unghiurile nu prea m-am gândit eu foarte tel, dar puteam să mă opresc. Unghiul ăsta să fie cât ăsta, ăsta intra în triunghiul ăsta, ăsta în cealaltă triunghi și tot acele două triunghiuri trebuiau spre comparare la altele, nu? În final, spunem că am făcut o problemă interesantă. Nu ne depărtăm de orice problemă care am făcut-o, decât după ce mai insistăm pe ea, înțelegem și mai bine. Poate apare și alte idei, alte soluții, dar un singur lucru s-a desprins. Nu facem problema decât după ce am înțeles-o foarte bine cu informațiile și raționăm și emitem judecăți în rezolvare, în demonstrații, funcții de cunoștințe care avem și funcții de elemente care se dă în ipoteză. Numai așa, pentru că pe baza asta. Da? Alte probleme. Ai vrea să puntezi care sunt lucrurile importante din problema asta, cu ce ne alegem noi, ca să rămâne ca o oglindă acolo? Cu ce lucruri? Nu? Da, ca idee, ca un mod de gândire. Păi, să ne alegem bine foarte... Sigur, asta e strategia de comisie. Dar... noțiuni de bază care au apărut în problema asta. Să știm ce înseamnă triunghi isoscel. Asta e. Chiar să punctăm.
Ca și cum ar fi sinteza. Vrei să începem sinteza? Da. Sinteza orei. Deci, triunghi isoscele, echilateral, ca și vorbitan, echilateral, triunghi isoscele, echilateral, apoi. Ce foarte tare, simetricul în punct față de o dreaptă, simetricul unui punct față de o dreaptă. Da? Față de o dreaptă. Să știm ce calificări mediatoră când o... Aaa, linie importantă într-un triunghi, da? Da. Și că în triunghi isoscel din vârf, ele toate se scurcul, da? Da. Deci linii importante, linii importante într-un triunghi, linii importante într-un triunghi, și că în triunghi isoscel, mediana, mediatoarea și însetoarea coincid, nu? Da. Deci în triunghiul isoscel, apoi cu atât mai mult echilateralul din toate vârfurile, da? Triunghi isoscel, cu atât mai mult echilateral. Înălțimea mediană, mediatoarea și așa, înălțimea mediană, mediatoarea și bisectoarea coincide. Da? Înălțimea mediană, mediatoarea și bisectoarea, da? Coincide. Sigur că da. Sigur că da. Și doar coincid, da? Toate acestea coincid. Coincid. Adică ce înseamnă coincid? Sunt au aceeași calitate. Se suprapun. Da. Înălțimea este și mediană și mediană și mediană și toate așa. Și ce mai spus tu? Unghiuri opuse la vârf. Am întâlnit așa. Unghiuri opuse la vârf. Și încă ceva mai discutat. Cazuri de componență. Dacă nu știi cazuri de componență, la revedere. Nu știi ce să faci acolo. Cazuri de componență. Bun. Și acum, hai să vedem, să dăm numai așa la vârf. Și cu cine mai legem și din așa. Ce zice? În triunghiul ABC construim înălțimea A1. Deci, în ipoteză, da? Da. Cu asta ne-am ales din prima problemă. Deci, problema a doua sună așa. În triunghiul ABC. Deci, ipoteză, zic, da? Da. Ipoteză. În triunghiul ABC. Construim înălțimea A1. Deci, virgulă, A, M, înălțime. E mintea mea, e bine, știu ce înseamnă. Duc pe drumul cel mai scurt. Da. E la perpendicular, da? Bun. Cu M, aparține lui BC, latura BC. Deci, virgulă, paranteză, spunem că M, aparține lui BC, adică mâini piciorul perpendicular. E o condiție perpendiculară adusă. Da. Da? M aparține lui BC. Știind că M este mijlocul laturii BC, arătați că triunghiul ABC